Ambuteiaje infernale și nervi. Așa a început ziua pentru locuitorii mai multor sectoare din Chișinău. Din cauza filmării unui lungmetraj a fost blocată strada Mitropolit Dosoftei, ceea ce a creat o reacție în lanț. S-a circulat bară la bară pe câteva artere principale din sectoarele Centru și Buiucani, iar în unele zone rândul de mașini s-a întins pe kilometri întregi. Majoritatea oamenilor au aflat abia în stații despre restricțiile de circulație, deoarece nici producătorii filmului și nici primăria nu au comunicat din timp. Cele mai mari ambuteiaje s-au format pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt și strada Calea Ieșilor. Unii șoferi și pasageri s-au plâns că au stat chiar și 2 ore în trafic. Din centru am plecat până aici la Dentrarium 2 ore. Și acum am întors înapoi și am undeva vreo jumătate de oră stau în ambuteiaj. De 2 ore mă ce la bălți până înapoi. Voi avem un ceas jumătate, mă timp. Din marginea orașului mergem tot așa. Din mare ambuteiajul. De acolo vine. Prima dată eu văd așa ceva. De când lucrez încă așa ceva nu fac. Am uia trăsit pe la Trușeni, din colo, Rocădam. E foarte nervant, fiindcă nu se organizează circulația. Alți oameni au fost nevoiți să meargă kilometri întregi pe jos până la serviciu. Eu sunt de la Vatra și 3 autobuze erau pe traseu, adică blocate. Inspectorii de patrulare au dirijat traficul rutier în intersecții și sensuri giratorii. Haosul a pornit după ce a fost blocată strada Mitropolit Dosoftei, unde de dimineață o echipă de producție din Republica Moldova a început filmarea unui lungmetraj. Polițiștii permit circulația transportului pentru perioade scurte de timp, mai exact în pauza dintre duble. Cei din echipa de producție a filmului de lungmetraj spun însă că filmările pe această stradă vor dura pe parcursul întregei zile. Am încercat să aflăm de la organizatori de ce nu au anunțat din timp despre filmări, dar aceștia au refuzat să ne ofere comentarii. Ne-au spus doar că pelicula este realizată din fonduri europene. Organizatorii ne-au trimis și un comunicat de presă, ce-i drept după ce s-a degajat circulația, în care au anunțat că filmările vor dura până la sfârșitul lunii mai. În perioada 01.04.27.05.2024, unele străzi cu trafic intens din municipiul Chișinău ar putea fi afectată temporar de aceste activități. Înțelegem că aceste inconveniențe pot crea disconfort și vă asigurăm că facem tot posibilul pentru a minimiza impactul asupra vieții cotidiene. Reprezentanții primăriei Chișinău spun că au aflat ieri despre aceste filmări, însă nu au anunțat cetățenii, deoarece acest lucru ar fi de competența Poliției și Ministerului Culturii. Au fost controlieri avizate către celelalte autorități. Trebuia să-și Ministerul Culturii și au avizat film, să filmeze un oraș. Păi trebuie să facă undeva, într-un sat undeva, unde nu le blocheze. Șeful serviciului de presă al Inspectoratului General al Poliției, Deana Fetco, nu ne-a răspuns la telefon pentru un comentariu. Potrivit autorităților municipale, astăzi au fost restricții de circulație și din cauza vizitei prim-ministrului Belgiei în Republica Moldova.